Ziua bună, prieten, bine v-am regăsit. Vă spun Tania Stabilă, Țuna și o întreagă echipă TVR Timișoara. Ne vedem la televizor, dar și online pe pagina de Facebook TVR Timișoara și ca de fiecare dată vă spun că indiferent ce cale de a ne urmări, alegeți, ne bucurăm pentru faptul că sunteți cu noi. V-am pregătit pentru astăzi trei subiecte, pe foarte scurt am să le numesc dintr-un început. O expoziție de New Media Art One Night Gallery în 15 august la Timișoara, Festivalul Național Concurs Gelustan. Despre Gelustan vom povesti, despre acest festival, dar și despre un alt mare dispărut de curând, sculptorul Marius Bacriu, și el parte a Centrului de Cultură și Artă a județului Timiș. Iar pentru început, un subiect care ne privește foarte mult în perioada asta, pentru că se referă la webinarii. De fapt, este un webinar care se numește Împreună Online. Și ce fac aceste webinarii, fiindcă sunt mai multe la număr? Învață pe profesori cum să se descurce în predarea online. Vai, sper că am înțeles bine și că asta este concluzia, dar Diana Andone îmi va confirma sau nu. Diana Andone, doctor Diana Andone, director al Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnică Timișoara. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Am zis bine ce am zis, doamnă? Ați zis foarte bine! Am remarcat faptul că acest centru de e-learning pe care îl conduceți de vreme bună încoace și-a asumat ca datorie de onoare, da? El funcționează, spuneam, în cadrul Politehnicii Timișoare și-a asumat, deci, să îi ajute pe profesori, indiferent că sunt profesori de școală primară, de liceu sau de universitate, să se descurce mai acătării în online și vis-a-vis de predarea asta cu care ei n-au prea avut de-a face. Da, într-adevăr, sarcina noastră principală este să ne asigurăm ca, în special în Universitatea Politehnică din Timișoara, lucrurile să funcționeze bine. Și cred că pot să spun cu siguranță și în urma evaluării noastre și a evaluării din România și internaționale, lucrurile au funcționat bine, chiar foarte bine în Politehnica din Timișoara în ultimele 4 luni. Noi am fost foarte pregătiți pentru această educație digitală și online. Datorită acestui centru. Exact, fiindcă centrul are 22 de ani, noi de 16 ani avem platformă online în care facem educație mixtă, hibridă, cum ar fi, adică sprijinim cadrele didactice și studenții cu materiale de resurse, cu comunicare, cu note, cu forum, cu toate aceste interfață care este, să zicem, adiacentă procesului de învățare de, cum am zis, de 14 ani, este complet integrat și funcționa în Politehnică. N-a funcționat, să zicem, partea aceasta că erau întâlnirile față în față. Deci noi aveam orele față în față, dar se comunica foarte mult în online și toate materialele erau în principiu online. Deci a fost simplu. A fost dificil pentru noi, mai ales că a fost șocul mare la început, dar ne-am descurcat foarte bine. Și atunci, cam din aprilie, după primele 2 săptămâni în care ce am zis, bun, lucrurile s-au așezat, putem să mai facem și altceva, am început să ne gândim cum am putea să ne ajutăm colegii din România. Și am pornit seria de webinarii Împreună Online, le-am denumit noi, am făcut 10 până la mijlocul iunie și încă unul săptămâna trecută, deci suntem la 11 ediții. În fiecare săptămână, în fiecare miercuri, le aveam online pentru 2 ore, în care aveam invitați nu numai de la noi din Politehnică sau din Timișoara, ci de la toate universitățile din țară și de la ANOSR, de la Asociația Studenților, care împreună cu noi, deci cu mine, încercam să creionăm care este situația și cum se predă digital și online în România. Ne-am focalizat mai întâi pe universități, fiindcă aici ne pricepem cel mai bine. Așa. Și am încercat nu ne băgăm, cum să zice, peste ceilalți, dar am început să lucrăm foarte mult pentru învățământul preuniversitar sau pentru licee și pentru școli. Noi le-am ajutat pe cele din Timișoara foarte mult cu know-how și cu ghiduri și în perioada, să zicem, din mai, iunie, aprilie. Dar acum, de ceva vreme, ne focalizăm foarte mult pe învățământul preuniversitar, pe cel primar și pe cel liceal, în care încercăm să-i ajutăm pe profesori cu ghiduri practice, în care ei să-și regăsească exact ceea ce ar trebui să facă destul de repede, fiindcă foarte multă lume și foarte mulți experți sunt acum în zona aceasta de educație digitală și aici poate că... În toate, doamnă, exact. Și în epidemiologie și în da, toate. Sunt da. Foarte mulți și cred că profesorii au nevoie acum de o structură clară și care să știe unde și ce trebuie să facă. Motiv pentru care
Voi ați scos un ghid intitulat Ghidul pentru aplicarea practicilor educaționale deschise în timpul pandemiei de coronavirus, utilizarea resurselor educaționale deschise în conformitate cu recomandările UNESCO, care există în limba engleză și dumneavoastră l-ați tradus și în limba română. Da, deci noi am colucrat împreună cu un grup foarte mare de cercetători internaționali care a fost condus de către Institutul de Educație Continuă al UNESCO. Grupul a fost coordonat de un grup de chinezi de la Universitatea Normală din Beijing, care este una dintre cele mai mari, este a treia universitate a lumii, ca să zicem așa, și care a permis integrarea poveștilor sau studiilor de caz din România și în acest ghid UNESCO. Acest ghid UNESCO s-a focalizat în special pe resurse educaționale deschise și ele au fost comunicate tuturor. A existat în engleză acest ghid, el a fost publicat, distribuit oficial de către UNESCO absolut peste tot în lume și totodată l-am tradus și în limba română. Noi ne-am bucurat că această traducere în română are deja peste 3.000 de descărcări, aproape ca cel în limba engleză. Așa. Deci este un interes foarte mare despre cum să se utilizeze resursele educaționale deschise în România. La ghid am conlucrat din România și mai ales traducerea li se datorează doamnei profesor Carmen Holotescu, decanul de la Facultatea de Inginerie de la Universitatea Ioan Slaviș din Timișoara, și doamnei conferențial Gabriela Grosec de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu care suntem cele trei blonde din Timișoara, cum ni se spune în lumea internațională, care conlucrăm și încercăm să creăm metode, ghiduri și unelte pentru învățământul digital și pentru învățământul deschis, nu numai în România, ci cam peste tot. Ce înseamnă mai exact resurse deschise? Resursele deschise sunt resursele reutilizabile. Ele, când sunt deschise, adică au licență de Creative Commons. Licența de Creative Commons este tradusă și în România, este aplicată în România, este parte din legea drepturilor de autor și în România. Și îți permite, odată ce tu licențiezi un produs așa, tu poți să-l reutilizezi, poți să chiar să-l traduci în anumite situații sau să-l adaptezi nevoilor tale. Deci tu poți, ai toate drepturile să-l utilizezi. Multă lume din profesori sau ceva, cred că dacă ceva este online pe internet, este liber la folosit. Nu, au copyright și nu ai voie, decât cele care au licență liberă, deci licență de tip Creative Commons. Și acest lucru îți permite ca ele să fie reutilizate. Acest lucru este o politică foarte des întâlnită în toată lumea și este puternic integrată. În România au existat mai multe povești de succes care au fost realizate, una a fost și inclusă în ghid de la învățământul preuniversitar din această perioadă de la colegii Violeta și cu Mariana Nedelcu, care au creat o poveste al școlii gimnaziale Dian Conucoresi din Brașov și pe care noi am inclus-o în ghid. De asemenea, este proiectul CRED, care promovează resursele educaționale deschise, și ne l-am avut la webinar pe domnul Liviu Constandache, care a vorbit despre acest proiect. A existat mai de mult niște proiecte în România finanțate de Uniunea Europeană, care au permis integrarea resurselor educaționale deschise și crearea lor pentru inspectoratele școlare județene. Ele există, nu sunt bine cunoscute, nu sunt corect utilizate, sunt foarte multe asociații care au mai creat aceste resurse, deci ele există. Noi acum încercăm să dăm uneltele în care profesorii să știe unde sunt, să există ca un fel de gestiune a lor și cum să le folosească, fiindcă mulți nu au acest know-how de cum să le folosească. Doamna director, să știți că doamna conferențiar dr. Gabriela Grosec, da, spuneați că ați lucrat împreună cu ea și cu doamna profesor dr. Holotescu. Da. Doamna Grosec este alături de noi în formă digitală, sper că este corect exprimarea. Libertatea de a alege, de a alege ce să faci cu resursele tale, de a le deschide, de a le da altora drepturi, că instrumentele Creative Commons nu îți îngrădesc dreptul de autor, ci îți dau posibilitatea de a stabili niște drepturi conexe. Este vorba despre acces și accesibilitate. De ce? Pentru că învățarea este unică, ca ADN-ul, ca o amprentă, pentru că noi trebuie să ne adaptăm la nevoile cursanților, să oferim o educație de calitate, o educație inclusivă, o educație pentru toți, care să adreseze atât ritmuri cât și stiluri diferite de învățare. Și nu în ultimul rând este vorba despre responsabilitate. Acel comportament social corect pe care îl dorim la elevii și studenții noștri să nu mai auzim de copy-paste,
ci să le insuflăm cumva dorința de a ști mai mult despre dreptul de autor, despre alternativele care stau în licențele Creative Commons și stă în puterea noastră să facem acest lucru. Acest ghid, care se adresează în special educatorilor, vine cu un pachet de povești de succes și practici educaționale care adresează toate aceste patru elemente, poate, așa cum am mai spus, mai puțin transparente, dar foarte importante. Mulțumiri, doamne conferențiar Gabriela Grose, că revin acum cu doamna Andone, despre care vă spuneam că este directorul Centrului de e-learning de la Universitatea Politehnica Timișoara. Și întrebarea mea de final ar fi, înțelesesem că ați acordat niște certificate digitale, la ce anume sunt utile acestea? Da, noi am introdus în România ceea ce se numește Open Badges, certificate digitale deschise. Suntem prima universitate care acordăm acest lucru în România. Sunt, de fapt, partea educațională din blockchain, care permite crearea de diplome și de certificate care sunt complet digitale și sunt criptate. Deci nu se pot falsifica, pentru că ele sunt acordate și indexate în mai multe registre internaționale. Și atunci ele nu mai pot să fie falsificate. Tu, de fapt, primești o singură imagine pe care poți să-ți o pui și în mediile sociale, poți să-ți o tipărezi, să-ți o pui pe site-ul tău, fiindcă este distribuibilă și tot timpul are atașat înăuntru un cod care spune cine a acordat-o, cum și de ce, și totodată și partea de link direct care poate să certifice acest lucru. Deci sunt ceea ce noi ne propunem, poate să facem și cu diplomele în viitor și de exemplu există în Uniunea Europeană o tendință majoră în acest sens. Noi am acordat acest lucru la toate webinarele împreună online, am dat 33 de certificate digitale pentru fiecare webinar, câte unul de participant, de moderator și de invitat, și am dat 4.818 certificate digitale din acestea la peste 2.800 de invitați. Vreau să spun că acest webinar al 11-lea, în care am lansat ghidul resurselor educaționale, da, UNESCO, am avut 2.700 de oameni în online, în Zoom, pe Facebook și pe YouTube. Am bătut toate recordurile webinarilor cunoscute în acest domeniu. Pentru că este un subiect care interesează, incită, preocupă. Da. Și a durat 2 ore, am prezentat foarte multe resurse. Colegii din învățământ au spus că a fost mai bun decât orice curs aproape, pentru că am condensat foarte multe informații. Ne propunem să facem și un curs dedicat resurselor educaționale deschise și ghidurilor acestora de învățământ digital la toate nivelurile. Chiar astăzi am vorbit și cu inspectoratul să încercăm să facem acest lucru până la sfârșitul august. Cu inspectoratul școlar județean vi s-a cerut ajutorul dinspre dumnealor. Da, ca să reușim să încercăm să terminăm până la sfârșitul lunii august acest ghid care să fie dedicat nu mediului universitar, ci învățământului preuniversitar, și vom continua să acordăm și certificate digitale, să și promovăm învățământul deschis. Noi nu vrem să facem bani din asta, noi vrem să aibă toată lumea acces cât mai liber la cunoaștere. Dar vreți cu siguranță să aveți studenți impecabili, doamnă, iar studenții impecabili ai dumneavoastră de mâine sunt elevii de azi. Exact. Dacă lor nu li se predă competent în online, fiindcă despre online vorbim, exact, s-ar putea ca lipsa lor de competență să o resimțiți dumneavoastră ulterior și să nu vă placă. Așa că nici nu mă mir că vă implicați atât de mult. Trebuie să dezvoltăm competențele digitale ale tuturor, și a profesorilor, a elevilor, a studenților, a societății în general, fiindcă este vital. Este al patrulea drept pe care l-ai deja, să poți să ai competențe digitale corecte, să utilizezi digital totul cât mai corect. Deja ai obligație, nu-i luat drept. Exact. Vă mulțumesc frumos pentru prezența mulțumesc în emisiune și vă promit că TVR Timișoara va fi aproape de centrul e-learning al Politehnicii Timișorene, fiindcă este esențial și în această perioadă ceea ce domniile voastre realizați acolo. Mulțumiri și felicitări! Mulțumesc și eu!